Este anchetă la o grădiniță din sectorul 1 al capitalei, după ce doi copii de 5 ani ar fi fost agresați sexual de un educator. Cazul șocant a fost semnalat poliției chiar de directoarea unității de învățământ. Asta după ce un copil i-a povestit că el și un coleg au fost atinși de mai multe ori în zonele intime, chiar de cel care trebuia să aibă grijă de ei. Mai mult profitând de faptul că cei mici au încredere în el, educatorul l-ar fi dezbărcat pe unul dintre ei chiar în curtea grădiniței. În urma informațiilor primite, polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească ce s-a întâmplat. De asemenea, educatorul urmează să fie audiat de oamenii legi.